Bună seara, felicitări, o victorie după 4 etape de așteptare, dacă mi-aduc bine aminte, și un meci care n-a început deloc bine pentru dumneavoastră. Ați avut emoții mari, sunt convins. Bună seara, da. Mulțumesc că, într-adevăr, trăim periculos. Ce spuneam și la flash-uri, jocul greșeală așteaptă și asta s-a întâmplat, am greșit, am primit gol. Acum, o primă repriză a fost ca după vacanță, ca să spun așa, pentru că am început moale. Ei au schimbat sistemul față de ultimul lor meci din deplasare. Au încercat să joace prin pas în diagonală sau minge în spatele apărătorilor noștri. Așa a venit și golul pe o diagonală. N-am coborât aia 10-20 de metri ca și efort. A ieșit bară, minge în teren, după care centrare și gol. Și mă bucur că băieții au înțeles ce le-am spus la pauză, pentru că anul trecut eram mai umili. Nu ne dădeam la o parte de la munca de jos. Acum, nu că nu fac efort, nu că nu dau totul pe teren, dar sunt momente în care nu cobori și nu faci aia 10-20 de metri și pe urmă poți respira acolo și plângi după aceea, pentru că asta s-a întâmplat. Mă bucur că au înțeles, au ieșit cu o atitudine foarte bună de la cabine, încrezători, am întors rezultatul rapid și cred până la urmă că este o victorie meritată. E o vorbă în fotbal, nu vreau să vă perii, dar trebuie să vă spun asta. E o vorbă în fotbal. Mari antrenori se cunosc după pauză și la schimbări. Știți, așa se spune. Vreau să vă întreb ce le-ați spus la pauză și apoi cum v-ați simțit când ați introdus pe Iancu, am scris, l-ați introdus pe Petrescu, am scris. Vă gândesc că e un sentiment extraordinar. Da, e adevărat. Trebuie să ai inspirație. Acum sunt meciuri în care cred că și suporterii înfocați își dau seama de schimbări. Este clar că eu și nu numai, cred că mulți antrenori schimbăm de la mijloc în sus. Nu ne dorim să schimbăm apărătorii centrali, poate la fundașul lateral, depinde acum de efortul pe care îl face. Schimbările, să zic, erau poate previzibile. În fine, ce le-am spus la pauză, exact ce ți-am spus mai devreme. Erau previzibile, dar ei au și marcat la câteva minute după ce ați introdus pe fiecare. Da, așa se spune, în momentul în care intră și marchează, da, inspirația antrenorului. Nu, ei trebuie să-și facă treaba, indiferent, și dacă nu marcau, e important ca joc. Și mă bucur pentru Dragoș Iancu, pentru că noi aici suferim un pic, n-au încredere acești jucători under-ai noștri. Din păcate, noi ca și staff, tot timpul pe asta ne-am bazat, le-am dat încredere tuturor, dar mai ales lor, suntem conștienți de lucrul ăsta. Însă la pauză asta le-am spus, pentru că datorită poate unor jocuri bune, lumea lăudând, pentru că într-adevăr am avut și jocuri bune și jocuri mai puțin bune, dar lăudându-ne, poate unii jucători s-au simțit mai buni. Da, și pe parcursul acestui început de campionat, având multe ocazii, vor să rămână mai sus ca să avem, totuși, să zicem așa, numeric jucători în față. Știu că publicul ar vrea să bați 5-0, 6-0, însă se întâmplă, nu cobori, nu faci efortul pe care trebuie să faci, se creează sperătate pe zona unde trebuia să fii, că asta s-a întâmplat, și atunci iei un gol și îți pare rău că n-ai făcut 10-20 de minute. Asta le-am spus la pauză, da? Pe defensiv să facem efort, pentru că vor veni schimbările, trebuie să dai totul, și mă bucur că au crezut în ei, pentru că le-am spus că vom marca de marcat, pentru că avem, într-adevăr, eu zic că avem echipă bună și avem un joc care, cred că în toate jocurile, în toate meciurile am avut ocazii, și atunci se întorc și lucrurile astea, dar asta s-a întâmplat, am intrat relaxați în joc. Urmează o perioadă complicată și mai ales aglomerată, pentru că din ce am văzut aveți vreo 3-4 meciuri la distanță de 3-4 zile și meciuri grele, pentru că aveți acum cu FCSB în cupă, din ce știu, aveți chiar cu favorita grupei primul meci, deci e foarte complicat. Încă din seara asta, odată cu meciul cu Voluntariu, într-adevăr, 2 săptămâni, 5 jocuri, aici intrând restanța în această săptămână, plus la fel primul joc din grupă contra lui Sepsi. Dar e frumos fotbalul, să știu, la 3 zile, la 4 zile, am mai spus-o, într-adevăr, apare și oboseala, dar să sperăm că vom fi inspirați, pentru că sunt ceilalți jucători care, în momentul în care este nevoie de ei să intre și să dea totul, cum au intrat, cum ai spus și tu astăzi, și Petre, care a jucat mai puțin, da, a intrat și a marcat, mă bucur pentru el, mă bucur pentru orice jucător, dar într-adevăr trebuie să gestionăm toată această perioadă, pentru că sunt zile puține, dacă nu mă înșel, între meciul de la cu FCSB-ul și Petrolul sunt doar 2 zile. Și atunci contează foarte mult ca toți să fie pregătiți. Mulțumesc! Seara bună! Baftă, mister!